Deci de mii de bugetari nu și-au primit ieri salariile. Medici, profesori, polițiști și angajați din mai multe instituții publice au constatat surprinși că în zi de salariu nu le-au intrat banii pe card. Ministrul Finanțelor dă da asigurări că situația se va rezolva și își vor primi salariile luni. Ce s-a întâmplat? Aflăm chiar acum de la Alex Vlădescu. Bună ziua, Alex! Bună ziua, Madalina! Bună ziua, domnilor și domnilor! Ar fi vorba despre 23.000 de bugetari, înțelegem, potrivit unor surse din Ministerul de Finanțe, adică 40% dintre cei care trebuiau să-și încaseze salariile până în data de 15 mai a acestui an. Restul, ei își vor primi banii abia luni din primele informații, dintr-un comunicat de presă dat de către Ministerul de Finanțe, însă nicio referire la problema pentru care aceștia nu și-au primit banii, știm doar că au fost probleme de natură tehnică, sistemele de plăți nu au funcționat, acum fiind weekend, din nou nu pot fi făcute plățile pentru că știm băncile nu lucrează, deci abia luni își vor primi bugetarii salariile, oricum, fără detalii din partea Ministerului de Finanțe legat de motivele pentru care care nu au funcționat sistemele de plăți, nu știm dacă au fost atacate de hacker băncile, nu avem niciun detaliu în acest moment, încercăm să aflăm. Știm însă că printre bugetarii afectați sunt polițiști, medici sau profesori, ei nu și-au primit banii, 23.000 de persoane. Mulțumesc foarte Înțeleg că e o problemă tehnică sau e o problemă legată de data de plata salariilor în weekend, urmând ca după aceea luni toți angajații să-și primească aceste Venituri. Deci o problemă tehnică, de aceea nu și-au putut primi bani? Da. e o problemă cu sistemul de plăți. Asta e informația pe care am primit-o în acest moment. Bănuiesc că cei care, ministerele care sunt responsabile, vor veni cu un comunicat și vor informa angajații și pe cei care trebuiau să primească aceste salarii în, într-un timp cât mai scurt.